v-am regăsit, dragi prieteni, Școala de Afaceri Agro TV. Este marți și de aceea astăzi discutăm cu profesorul Avram Fițiu despre ceea ce putem face pe lângă căsuca noastră, fiecare dintre noi, cum putem să producem banii. Banul e scopul, până la urmă. Pe urmă facem un mijloc din el, dar până să punem mâna pe niște bănuți, să ne trăim traiul cum să cade, e un pic mai greu atâta vreme cât așteptăm să o facă alții, adică să ne plătească alții pentru munca pe care o prestăm. Domnule profesor, bună seara, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara. În prima jumătate de ceas, vreo 20 de minute, 21 pic, discutăm despre ceea ce se mai întâmplă la nivel politic în România. Sigur, în zona agricolă ne interesează în mod special. Am aflat, domnule profesor, că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va deschide, zice-se, o serie de conferințe la nivel național pentru consultări privind PNDR 2014-2020. Publicat în Ferma, 16 februarie 2014, la ora 18:41 de minute. Când trebuie să trimitem documentul ăsta la Bruxelles? Ar fi trebuit în februarie, dar încă nu-l avem. Bun, și atunci, dacă ăia te așteaptă să te duci la întâlnire, să-i duci documentul, ce trebuie să ai în cap ca, nu știu, minister, să zici, bă, știți ce facem noi acum? Noi trebuia să fim deja cu documentul de vreo săptămână, două la Bruxelles, nu-l avem încă în formă. Acum îl scoatem în dezbatere, în consultări publici. Ce ai consultări? Tu trebuia să-l ai gata făcut deja. Consultările astea trebuiau să se întâmple azi toamnă, până la Crăciun, lumea să tădrumege cât o sta de sărbători, să vadă, domnule, uite, ați auzit ce vor să facă ea cu noi, hai să propunem o soluție și noi. Sigur, așa ar fi trebuit, dar acum ideea de consultări este o idee corectă, este normală chiar. Și să lase 2-3 luni în consultări, în cazul este că nu o să aibă 2-3 luni de zile pentru consultări, pentru că ei trebuie să-l trimite la Bruxelles cât de repede, ca Bruxelles să-l poată analiza, să-l poată verifica dacă corespunde regulamentului în vigoare, după care să-l trimite acasă de 2-3 ori, până în momentul în care propunerea pe care România o trimite corespunde deciziilor luate la Bruxelles. Ideea de consultare este una foarte bună. Acum, dacă povestea asta se va numi campanie electorală mascată sau se cheamă chiar o caravană de consultări adevărată, sigur că asta rămâne de văzut. Nu, dar știți ce e interesant? Eu n-am primit personal niciun comunicat de presă din partea Ministerului Agriculturii care să înștiințeze, uite, bă, băieți, avem un material, avem băi, oameni buni, bă, ăștia de la Agro TV, fiți atenți că vrem să punem în dezbatere publică documentul ăsta pe care l-ați tot hulit voi, l-ați tot înjurat la televizor și cu rând și fără rând, da? Nu, îl trimit iarăși, deci să facă, nu știu, de Agro TV, ci de la Ministerul Agriculturii, că ei s-au rondat în general alte trusturi de presă, cele care le cântă în strună în fiecare seară domnului Voiculescu și celorlalți, da? Nu fac treaba asta și se duc așa, ci că fac 7 conferințe naționale. Una, la Baia Mare, 21 februarie. Vineri. La Timișoara, Pitești, Craiova, Brașov, Focșeni și Iași. Iar perioadele de organizare vor fi comunicate ulterior. Deci nici măcar nu-s bătute în cuie. Păi nu știu, până la toamnă fac chestia asta. Adică după ce va veni documentul înapoi ratificat de la Bruxelles, noi încă mai facem conferințe și mă întreb așa, câtă lume se va aduna și la conferințele astea? Și, în primul rând, ce public? Și ce public? Ăla arondat PC-ului... Din informațiile mele pentru Baia Mare, apropo de treaba asta, pe deci surse. Probabil că APIA o să-i organizeze, păi o să zică, bă, băieți, hai că vine șeful în inspecție, trebuie să comunicăm ceva, hai să dăm sala plină. Păi, din informațiile care le avem la ora actuală, pe surse, să zicem așa, de fapt, nu se întâlnește cu agricultorii, în primul rând. Se întâlnește, în primul rând, cu structurile statului, adică structurile din teritoriu descentralizate. Pe Baia Mare vor veni 4-5 județe, adică vor veni tot ce înseamnă structură descentralizată, de la direcție, la APIA, la DSV, structurile statului, nu agricultorii. Probabil că vor fi chemați și câțiva agricultori acolo, din informațiile pentru Baia Mare, ceea ce cunosc. Nu, dar vă întreb și pe dumneavoastră acum, ROPAC-ul. E o sumă importantă a fermierilor din România. Ați primit un document în sensul ăsta, nu. O științare? Nu. Așa, înainte să apară în Ferma, să apară pe site-ul dumneavoastră sau în biroul de comunicare al dumneavoastră, să spună, băi, oameni buni, vrem să facem consultări la nivel național, o luăm din loc în loc. Dom'le, pe cine naiba înștiințesc când spui chestia asta? În schimb, o facem noi astăzi, de exemplu, la București, colegii mei,
din Ropac au organizat o masă rotundă, o conferință, Iarna fierbinte a agriculturii românești, o facem în fiecare lună de zile, în care noi invităm pe ei la consultări, pe cei de la minister. N-au binevoie să trimită secretar de stat, nici vorbă de ministru, au trimis un director 2 din minister astăzi la evenimentul de la București. Deci noi, agricultori, o facem pe banii noștri, pe puterea noastră, organizăm evenimente. Doriți care... să discutați eventual, sau cu siguranță, dacă... pe tema asta, că asta ne arde acum, asta e evident, principalul... Astăzi, de exemplu, s-au discutat, ca tematică de discuție, a fost măsura de cooperare, cea în care n-au avut de gând până acum să scoată prea mulți bani la bătaie, măsura de inovare, transfer tehnologic, adică măsurile, elemente importante din reforma actuală acestei politici agricole comune. Deci noi, agricultori, o facem și o facem lunar. O dar mare conferință așa, voi de voi. Adică... Și o facem la București, ca să nu mai spună că nu sunt departe de noi. O facem la ei acasă, la București. Presa a fost prezentă, a fost plin de presă azi la București. Nu prea s-au înghesuit cei de la minister că n-au vreme. Probabil că sunt plecați în țară să facă campanie electorală și n-au vreme să stea și să discute subiectele tehnice pe rol. Da. În mod normal, sigur, dezbaterile acestea sau consultările astea ar trebui să fie organizate temeinic cu principalele organizații ale fermierilor din România. Mă gândesc că după consultări stai și încerci să pui cap la cap puzzle-ul ăsta. Cu oameni care au citit, care cunosc foarte bine legislația europeană. Și care știu, adică nu vii și mă informez. Că probabil că mulți o să zică, da, și uite, a venit să ne spună că PNDR-ul va arăta așa. Eu am fost la București ultima dată, nu mai merg la minister. Am fost în ianuarie la minister, în care am văzut o sală de 50 de reprezentanți de asociații, ne-am văzut în viața mea, pe mare parte dintre ei, în care ministrul, timp de 3 ore, a discutat 2 minute despre PNDR. Deși tematica a fost PNDR pentru ore întregi. Da, da, da. Ne-a anunțat cum a gândit domnul ministru banii și colegii din țară aplaudați au zis, domnule, dai foarte bine, l-au laudat pe ministru, ce grozavă gândire are un ministru. Și atât. La fel de, să zicem, de lucruri rușinoase, n-ai ce să mai cauți pentru că nu se cade. Senatorii resping astăzi, domnule profesor, cererea de reexaminare prin care președintele Traian Băsescu critica decizia de desființare prin ordonanța de urgență 58 din 2013 a Comitetului Național de Inițiativă, el susținând că astfel alegerile pentru Camera Agricolă la nivel național nu vor mai putea fi validate și finalizate. Decizia șefului statului s-a bucurat de o largă susținere din partea fermierilor. Și aici, povestea asta cu camerele agricole, care, sunt județe în care ele... ci că s-au înființat, sunt județe în care nu s-au înființat. Știți bine, deci... subiectul ăsta în toamnă l-am discutat. Federațiile de agricultori din România au boicotat prezența la aceste alegeri. Deci noi n-am fost la aceste alegeri, nu ne-am prezentat. Motiv pentru care guvernul a făcut un simulacru de alegeri în 10-12 județe, în care dintr-un număr de 30-40 de mii de agricultori pe județ au participat la alegeri 2500-3000 de agricultori pe județ. Deci, 10% probabil din numărul de agricultori, a fost un simulacru de alegeri și un simulacru de lege, pentru că până la urmă motivul pentru care noi am boicotat această lege a camerelor agricole este legată de faptul că ea a fost golită de conținut. Tot ce înseamnă putere pe care această cameră trebuia să o aibă, ea a fost luată de către factorul politic, pentru că nimeni în România, ca și guvern, nu-i convine ca agricultorii să aibă cu adevărat putere în această cameră și să-și facă curățenie la ei în curte. Și ca atare, tot ce înseamnă avize pentru scoatere din circuit agricol, avize pentru subvenția APIA și o sumedenie de, să zicem, de responsabilități pe care asociațiile în cameră puteau să le aibă, evident, au fost eliminate. Înțeleg că președintele Traian Băsescu a avut dreptate atunci când a trimis înapoi spre reexaminare acel document și a spus, băi, nu așa. Pentru că, iată, și președintele Laparului, domnul Laurențiu Baciu spune ce însemnau de fapt camerele agricole. Lapar a realizat un proiect de lege. Cui pasă, domnul Baciu, că dumneavoastră ați realizat un proiect de lege? Cui pasă că Ropacu a venit cu un document și a spus, băi, oameni buni, cam așa ar trebui să arate, mă, PNDR-ul ăsta pentru România. Îi pasă cuiva, nu-i pasă nimănui. Domnul de la Lapar, domnii de la Ropac, domnii din alte asociații importante, puternice din România, atunci când au ceva de spus și nu coincide întâmplător cu punctul de vedere al unor mai mult sau mai puțin înzestrați conducători ai agriculturii românești, li se rupe, fraților. Li se rupe. Așa se cheamă în limba română. De ceea ce vor fermierii.
La Parzici a realizat un proiect de lege prin care se crea cadrul legal ca la nivelul fiecărei comune să fie angajați specialiști care să cunoască specificul fiecărei localități, să poată identifica nevoile agricultorilor de acolo. Adică dacă într-un sat oamenii cresc mai multe vaci, mai mult vaci, atunci să fie acolo un inginer zootehnist. Acești specialiști ar fi fost plătiți să-i consilieze pe țărani, astfel încât și Badea Gheorghe să facă din agricultură un business. Declară președintele Laurențiu Baciu pentru o gazetă din, pentru actualitatea România. Iată, una vor oamenii în general, alta li se întâmplă. Trebuie să mergem pe fondul problemei. Fondul problemei este unul politic, în condițiile în care, de fapt, se dorește ca tot ce înseamnă personal, care de 24 de ani de zile, circa 800-1000 de ingineri din fostul sistem de consultanță agricolă, se dorea, bineînțeles, preluarea acestui efectiv în aceste camere, pe criteriile care le cunoaștem. Sunt acolo oameni buni, evident, dar sunt și oameni care n-au ce căuta în sistem. Și atunci, o cameră agricolă privată nu își va putea permite să angajeze decât pe bază de performanță, pentru că e vorba de interesele agricultorilor care trebuie apărate, de un aparat executiv format din ingineri pregătiți să apere pe dosare tehnice subiectele care sunt importante pentru structura politică reprezentată de către agricultori. Pentru că știți bine, o cameră are două niveluri, un nivel politic ales și care face muncă voluntară, numit agricultor, și un nivel tehnic, numit inginer, da? o structură de execuție, care execută, bineînțeles, decizia politică pe care agricultorii o decid la nivel de cameră agricolă și care, sigur, este o structură, să zicem, care aplică o politică agricolă în acel județ, în acea regiune. Da. De asemenea, astăzi, Senatul respinge cererea și de reexaminare a legii care desfințează inspectoratele pentru calitatea semințelor. Da. Traian Băsescu cere această reexaminare și spunând că desfințarea celor 30 de inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor și modificarea denumirii lor vor duce la pierderea acreditării laboratoarelor de testare a semințelor și implicit la creșterea inutilă a cheltuielilor bugetare. Subiectul este foarte delicat. Bă, de unde avem atâtea idei pe cuvânt? Când vorbim de semințe, când vorbim de material săditor, când vorbim de material de reproducție, vorbim de fapt de o bază genetică care constituie elementul fundamental al dezvoltării oricărui tip de agricultură în orice țară din lume. N-ai materialul tău săditor, n-ai materialul tău de producție, nu poți construi o politică agricolă națională în țara la tine. Ori, aici vorbim de laboratoare specifice exact pe subiectul calității semințelor, a materialului săditor, element extrem de important în politica strategică a unei nații. În momentul când ți-ai dărâmat tot sistemul de pepiniere din România, dacă vorbim de pomicultură, când vorbim de tot ce înseamnă bază națională de semințe, de reproducție, da? În zona animală, de înmulțire în zona vegetală, sigur că da, poți apoi să stai la îndemâna străinilor și să cumperi de 20 de ani de zile material săditor din țări străine. Cumpărăm, uitați-vă, tot ce înseamnă semințe de legume, mare parte le cumpărăm de unde? Din Olanda. Tot ce înseamnă material săditor pomicol, îl cumpărăm de unde? Din Italia, din Ungaria, din țările vecine care sigur au pepinierele realizate, funcționale. Când e vorba de a cumpăra material de reproducție, de unde cumpărăm astăzi material de reproducție animal? Din țări străine. De ce? Pentru că ne-am decimat baza noastră esențială pentru a putea realiza o politică agricolă. Despre asta vorbim. Când vorbești de sămânță, războiul mondial... Dar, domnule profesor, puteți să dimensionați, să zicem, financiar, economic, capitolul ăsta al materialului sămânță, al semințelor în România? Sămânța, ce piață financiară reprezintă? Adică cât? Cât înseamnă ca și piață într-o țară în care ar trebui... Aș merge pe următorii 7 ani de zile. Eu n-am făcut calcule, dar cu siguranță vorbim de o bază undeva între 500 de milioane de euro și 1 miliard de euro, dacă am fi în stare să ne aplicăm o politică agricolă prin care țara asta în 7 ani de zile să ajungă o putere agricolă europeană. Dar dacă nu facem agricultură și doar cumpărăm alimente de la străini ca să consumăm, evident că piața e mult mai mică, dar oricum ar fi, piața existentă este controlată în proporție de 80% de firme străine, olandeze, italiene, ungurești, germane, tot ce vrem, firmă străină, iar noi producem prea puțin ca material săditor sau sămânță sau material de reproducție pentru România de astăzi. Deci, practic, suntem o țară care importăm baza genetică altora. Ori când importi baza genetică a altor țări, înseamnă că aplici politica agricolă acestei țări la tine în țară.
fără să ai verificat această tehnologie în țara ta, 10-50 de ani, să vezi dacă se adaptează în țara ta, să vezi dacă potențialul tău pedoclimatic îi permite să se manifeste în condiții tehnologice corespunzătoare. Asta vorbim, domnule profesor, de o piață undeva, cum spuneți, între 500 și un miliard de euro în 7 ani de zile, în condițiile în care am deservi doar nația noastră, adică ceea ce cere, să spunem, în ogor pământul României. Să nu mai pui, așa cum fac spaniolii, cum fac alții, să mai și vinzi autora. Uitați cazul chinez acum, mare tantam pe povestea cu China. Păi de unde să vinzi material, de unde să vinzi material de reproducție animal românesc? Pentru că dacă chinezii au cerut bălțată românească. De unde să le vinzi dacă tu, la ora actuală, n-ai un sistem pus la punct de 24 de ani? Nu-l avem, da? Am decimat efectivele din România la un nivel îngrijorător pentru supraviețuirea acestei țări din punct de vedere agricol. Și atunci cum să spui problema să mai și exporți, să mai vinzi în alte țări, când tu nu poți să-ți asiguri nevoile tale ca și țară? În câteva minute, dragi prieteni, vă spuneam la început, discutăm despre cătine, zmeuri, afini, căpșuni. Asta la Școala de Afaceri AgroTV, peste câteva minute, de la 20 și 30 de minute. Așa că vă rog să fiți cu luarea minte, să vă pregătiți, să fiți atenți la ceea ce vom pune pe hârtie, pentru că e important să aveți noțiunea până la capăt a unui plan de afaceri în acest domeniu. Săptămâna care vine, discutând despre afacerile cu trandafir ecologic. O să vedeți și acolo, e un spectacol, păcat că nu putem să emanăm și parfum la televizor. Alte miezme așa neplăcute se văd dacă vă uitați la emisiuni de tot felul de calități dubioase, pentru că, mă rog, lucrurile urâte parcă își difuzează mirosul și în casele telespectatorilor. Asta în câteva minute o să stăm de vorbă. Până atunci vreau să vă mai spun ceva și o să rog pe domn profesor să comenteze. Președintele Lapar vorbește din nou despre impozitele agricole, propunând ca acestea să fie făcute în funcție de numărul membrilor de familie, membrilor familiei de agricultori. Și zice domnia sa în felul ăsta: eu cred că pentru o impozitare corectă ar trebui să se ia în calcul fiecare caz la nivel de primării. Nu pot să-l impozitez pe cel care, pe cel cu 2 hectare și cu 10 membri de familie, precum pe cel cu 3 membri de familie și 50 de hectare. Când îi iei și îi împarți, o să vedeți că nu mai ai ce impozita și dacă până la urmă impozitezi, comiți o nedreptate, spune Laurențiu Baciu în cadrul unei conferințe de specialitate transmisă de Ager Press. Cum vi se pare? E cumva logică povestea asta, sigur. E variabilă de la una la altul. A plăti impozite într-o țară este normal. Problema se pune că acest guvern este înfometat și caută în orice parte de a găsi formule de a mai aduce bani la buget într-o țară care nu face, sigur, investiții ca să aibă creștere economică durabilă și nu creștere pe consum, ci creștere durabilă bazată pe investiții, adică pe producție. Da? Bun. Sunt o sumedenie de criterii care n-au fost luate în calcul când au gândit această lege. Ce spune domnul Baciu e adevărat. Bineînțeles că avem familii diferențiate și ar trebui luat în calcul acest criteriu. Dar vă dau un alt criteriu. Poți să faci impozitare într-o țară, în mediul rural, cu condiția că această masă, acest public pe care tu îl vizezi, să-i dai înainte să-i ceri. Dă-i o pensie decentă acestui țăran, decentă însemnând nu cât ar trebui, ci apropiată de ceea ce ia un orășan, după care du-te și să-i dai impozitul aferent. Dar atâta timp cât în România, în ultimii 24 de ani de zile, politica de pensie în România n-a fost echilibrată între mediul urban și mediul rural și ai diferențe majore între mediul urban și mediul rural în favoarea orașului, cum să vii tu acum în mediul rural și să-i ceri acestui om care are o pensie amărâtă, dacă vorbim de cei în vârstă, că vorbim de un mediu rural îmbătrânit, 350 de lei. 350 de lei. $100, fraților. Față de un mediu urban unde nu mai este 350 de lei. Ce este mai mare? Nu cu mult mai mare, dar este oricum mai ridicat în mediul urban. Ei, du-te și egalizează aceste două venituri din pensii în mediul urban și mediul rural, după care du-te și impozitează. Dar să vii acum să mai dai o lovitură mediului rural este de fapt o lovitură pe care comuniștii au început-o în 47, când dușmanul lor principal,
pe care îl vedeau în fața locului era, în fața ochilor era țăranul român. Și băieții ăștia destoinici... Capitaliștii de astăzi, capitaliști, mă rog, în ghilimele, vin și văd același dușman mare al acestei țări, țăranul român. Dă-i cât mai poate să îndure. La un moment dat, acest țăran o să întoarcă cumva povestea asta, că nu poate să îndure la nesfârșit. Vino și dă-i drepturile pe care le oferi altor categorii de populație, după care vino și cere-i impozit pe tot ce vrei. Dar echilibrează. Am dat numai un exemplu, alt exemplu, pe lângă ce spunea domnul Baciu, vis-a-vis de cum ar trebui să privim această politică agricolă. Că, până la urmă, impozitul este un element de politică agricolă. Evident, este nevoie de impozitare, dar fă-o echilibrat. Și sunt și alte criterii uitate de către guvernanți. Oricum, impozitul ăsta, până la urmă, spune domnul Baciu, un impozit care viza vreo 600.000 de fermieri, i-a atins cam peste 100.000, un pic peste 100.000, pentru că zice domnia sa, nu există cadastru și mulți nu au proprietari, nu sunt proprietari cu acte. Adică încă, cum să spun eu, aveai probleme de rezolvat. Du-te, rezolvă, cum spuneți, toate problemele. Hai la zi un pic. Hai cu evidența la zi, să fie toată lumea cadastrată. Fă un program, încurajează-i, ajută să-și poată cadastra pământurile. Pentru că gândiți-vă și la țăranul ăla român, care câștigă oameni buni. De ce e situația cadastrului un dezastru în România? Oameni care la țară câștigă 3 milioane și jumătate pe lună. Și vine un băiat care își face și el datoria și încearcă să câștige un ban pe planetă și îți ia 16, ia 20 de milioane pe o lucrare topografică. Asta e până i-ai dat în mână omului. Mai e de plătit taxe la cadastru, mai e de plătit... Expertiza topografică. Asta e expertiza. Taxele CF, bineînțeles. Și ia cătă dacă amărâtul ăla are... Aici e durerea, pentru că ăla îți măsoară o parcelă. Dacă parcela ta are 3.000 de metri pătrați, îți e 16 milioane pe ea. Tu ai 5 hectare, poate, 4 hectare. Dacă îl ai din bucăți, aia înseamnă că te va costa să-ți întăbuli pământul foarte mult. Te va costa... Mai mult uneori decât valoarea pământului. Mai mult decât uneori. Valoarea pământului câteodată. Prin urmare, n-ai cum să aduci la zi o Românie dacă tu nu vii în sprijinul acelui țăran român să-i spui, bă, nu poți să-ți cadastrezi pământul, nu e nicio problemă, uite. Tătă lumea care are venituri sub atâta, pentru că ea e în evidența primăriei și mai departe, serviți de către stat să-și cadastreze pământul. De unde sunt bani? Sunt bani, fraților, pentru că gândiți-vă încă o dată, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, într-un an de zile se plătesc vreo 20 de milioane de euro șpagă electorală, indiferent cine vă primar. Compensațiile la căldură, la agentul termic, da? Ca să țină în viață niște mutanți nerentabili economic, și anume regiile de termoficare, și la transport în comun. Adică le dă gratuități pensionarilor de la oraș, să spunem. Mai de la țară săracul, nici acolo nu beneficiază de aceleași drepturi, chiar dacă e din același județ cu Xulescu, da? Uite, acolo se duc în fiecare an, numai la nivel de Cluj, 20 și ceva de milioane de euro, pe astea două, când vin în cap, că mai sunt și alte forme de asistență socială, să zic așa, toate cu țintă clar electorală, ca să-i ții aproape, pentru că îmi spunea o vecină, întrebam, dar de ce voteze Emil Boc, doamna? Păi zice, dar nu circul eu gratuit, zice, pe cursele din Cluj. V-aș da un alt exemplu. Domnule, circul gratuit, ăsta e prețul vieții tale, adică de aceea îl pui pe unul primar că ți-o dat să circul gratuit în țara asta. V-aș da un alt exemplu, un exemplu pozitiv. În weekendul acesta plec în Republica Moldova ca să văd cum au gândit ei dezvoltarea celui mai important sector agricol al țării, sectorul pomicol și viticol, horticol, da? Ei fac din aceste două domenii fac politică prioritară de stat, adică n-au industrie, n-au altceva, au horticultură, pomicultură și viticultură. Evident că au o lege foarte bună a pomiculturii și a viticulturii, în care cei care fac investiții în sectorul pomicol și viticol sunt scutiți de impozite ani de zile ca să încurajeze. Mă duc până acolo să văd cum un minister de agricultură, frate de peste Prut, gândește mai înțelept decât un minister de dincoace de Prut, într-un domeniu important și pentru ei și pentru noi, și anume horticultura, pomicultura, viticultura. Nu-i firesc, nu-i natural, atâta vreme cât ca să înființez un hectar de viticultură, da?
de viță de vie. Este... te costă 15.000, 20.000 de euro, da? Aia înseamnă că tu, dacă faci efortul ăsta, eu să-ți dau ție niște scutiri, pentru că tu astăzi care ai făcut o investiție de 20.000, pe care, alminte, dacă nu o făceai, rămânea terenul la viran, dracu, să-l ia și nu se întâmpla nimic pe el. Și care nu ți aducea absolut nimic în plus. Și care sunt simbolice, oricum, nu? Impozitele respective față de valoarea investiției pe față de investiție și de banii pe care ai pus în circulație. În piața aia internă. Dar sigur, dacă zi materialul săditor din țări străine, nu prea ai avantaj aici. Aici vorbim de politică pe termen mediu, în care investești în pomicultură, în viticultură, unde plantele intră pe rod în 4, 5, 7 ani de zile și nevoie sigur de viziune pe termen mediu. Bun. Care va să zic că bani ar fi pentru cadastru, pentru a încuraja pe oameni, pentru a ajuta pe oameni să-și întăbuleze pământurile, pentru că, repet, numai 2 ani de zile să iei de la pensionarii din Cluj Transportul și de la aia care nu și-au montat centrală proprie în apartament și o să avem 40 de milioane de euro care, cum să spun eu, cred că sunt super îndestulătoare, ne mai rămân niște bani pe lângă ca să cadastrăm tot județul Cluj. Și probabil că și alte județe la fel, acolo unde dau șpăgile alea la nivel de fiecare oraș. Gândiți-vă că vorbim de Cluj, da, Napoca. Dar putem vorbi de Zalău, de Dej, de alte orașe mai mici care fac astfel de mituiri electorale. Luăm pauză, pregătiți-vă, vă rog să fiți atenție pentru următoarea parte, Școala de Afaceri AgroTV, încă o dată, cătină, zmeuri, afini, căpșuni. Despre asta discutăm astăzi. Telefoanele dumneavoastră le așteptăm după ora 9 imediat. Cu rugămintea de rigoare, haideți să vorbim punctual pe culturile pe care vi le propunem în această seară. Ne-am întors, fraților, continuăm discuția. Școala de Afaceri AgroTV, în această seară, 4 culturi foarte faine. Ce 4? Mai mult. Mai multe. Evident, sunt asemănătoare ele ca plan de afaceri până la urmă și ca dimensiune de asemenea relativ egale. Vorbim despre cătină, zmeu, rafin, coacă, zagriș, căpșun, măceș, mur, mălin și corcoduș. Și ca un florit la noi mălinii și ca ai albit mămucă, ai albit. Deci discutăm despre Nicolae Labiș, dacă nu mă înșel, nu? În această seară. Bun, domnule profesor, haideți să procedem la... O să vă rog să, nu știu, le selectăm cumva, le împărțim din nou pe... O să fac câteva intervenții pe câteva care mi se par relevante, după care o să vedem care este constanta care le reunește. Le reunește, da. Bun. Aș începe, de exemplu, cu... Aș începe cu prima, aș începe cu afinul. Și nu cu afinul cultivat. Aș începe cu o cultură de afin, mă rog, cu o plantă care avem asta în România, afinul în flora sălbatică. Afinul flora sălbatică. Da. Avem la ora actuală o plantă extraordinară în flora sălbatică pe care românii știu doar să o colecteze ca și fruct și apoi să se scape de el. Tot ce înseamnă afin în muntele din România, la ora actuală este preluat de către mari firme străine care au sisteme de colectare bine gândite în muntele din România, după care evacuează acest afin în Europa la preț bun. Ce facem noi în timpul ăsta? Noi aducem, domnule profesor, deșeuri în România. Știți că în portul Constanța și în alte zone din România sosesc tiruri, vagoane, cargouri cu deșeuri toxice pentru care sigur primim niște bănuți ca să le depozităm la noi. În timp ce ei vin și ne iau... Fiecare țară scapă de ceea ce nu prisosește. Da. Ei scapă de deșeuri. Noi scăpăm de afin pentru că nu are valoare pentru noi. Tot niște deșeuri și pentru noi. Un fel de deșeuri. La prețul la care pleacă din munte, tot ce înseamnă afin merișoare, sigur că da, așa le privim ca și niște subproduse, să nu spun chiar deșeuri, dar oricum ceva fără valoare. Ori, cei care le cumpără din România, afinele, merișoarele, măceșele, tot ce înseamnă arbust, zmeuri și altele, le cumpără pentru o piață conștientă la nivel european, o piață care plătește foarte bine aceste produse, pentru că în momentul când spui arbust, afin în Europa, de fapt spui produs ecologic, produs sănătos, un produs scump. Ei le colectează din România, din zona de colectare. Cu mână de lucru românească. Cu mână de lucru românească, plătită, bineînțeles, cu oamenii în vârstă care merg la colectare. Plătiți, să-și evident, completeze acea pensie de 350 de lei, absolut, nu? Absolut. E important. După care vin, certifică ecologic aceste produse, dar ei ca și colectori, nu producătorii, nu proprietarii de pășuni, asociații composesorale sau primării, nu. Colectorii, cei care fac acest comerț,
după care livrează în Europa la preț adevărat aceste afine, această zmeură, aceste măceșe. Știți bine că Rom Silva are o cotă națională în care pădurarii se organizează cu agricultorii din zonă să adune măceșe, să adune tot ce înseamnă fruct de pădure, ca așa li se spune. Și sigur, pentru o piață extrem de inteligentă la nivel european, când spui arbust, spui un produs pe care Europa nu e capabilă să-l producă. De ce? Din punct de vedere financiar, este imposibil ca un francez, un neamț, să facă o cultură rentabilă pe arbust fructifer. Pentru că mâna de lucru necesară pentru recoltare, vorbim de arbuști... E multă, e scumpă și este atunci... Scumpă. Aici vorbim de arbuști care se recoltează manual. Nu poți să recoltezi zmeura, nu poți să recoltezi mecanic, nu poți să recoltezi... Deci ce-i pe bază de manualitate, domnule profesor? Bază... Și acolo și presupune forță de muncă extinsă, înseamnă costuri ridicate, corect. Acel atunci, produs va deveni foarte atunci, scump. Europa, neputând să producă arbuști fructiferi, ce a zis? Domnule, nicio problemă, lasă că proștia din Europa de Est, Ucraina, mă rog, România și alte țări, au o mână de lucru ieftină, își permit să ne vândă nouă materia primă, noi știm să le dăm apoi, să le vindem dulceață, să le vindem sirop, tot ce ei nu știu să facă, că n-au vreme, sau mă rog, nu știu, nu sunt capabili să facă, noi, francezii, nemții, suntem capabili și a doua zi le întoarcem aceeași marfă, dar ambalată corespunzător, că ei n-au borcane, n-au etichete, mă rog, n-au multe. Cerneală, n-au... Deci marea miză pe această chestiune este legată de manualitatea recoltării. Costurile mari de recoltare, pentru că nu-și permite un francez să ia un român din România, să-i dea 1000 de euro pe lună, net, să-i mai dea 500 de euro brut la stat, adică să-l coste 1500 de euro muncitor, ca să recolteze el cât se recolteze da, pe zi. Sigur, și atunci, să fie extrem de scumpă. Pentru moment, această piață este neconcurențială și nici nu va fi în următorii 50 de ani de zile concurențială la nivel european. Deci asta ar fi prima concluzie care vreau să o scot în evidență vis-a-vis de arbuști. Avem o mare masă în fața noastră unde nu avem concurență. Bun. Asta a fost legat de afin, de merișoare, de măceș. Bun. Acum, dacă luăm o cultură ca și cultură, cum ar fi afinul sau cătina sau zmeurul, se pune problema cum ar trebui să gândim, pentru ce piață, cum alegem soiul, pe ce criterii, îl alegem pe criterii de rezistență la boli, dăunători, la secetă, la factori de stres, sau îl alegem și pe caracteristici de piață. Oare eu când plantez afin sau zmeur, oare ce voi vinde? Prin natura noastră noi știm să vindem fructe brute. Dar oare dacă mâine voi alege un soi pentru industrie, oare nu cumva ar fi mai puțin pretențios în cultura mea? Pentru că fiind un produs unde nu-mi pasă cum arată forma, partea estetică, da. Nu-mi pasă. Îl recoltez mai rapid, pe orice cale, în așa fel încât să fac din el suc, sirop, dulceață, orice altceva. Și atunci, alegerea unui soi de cătină, zmeu, rafin, coacăz, am văzut pe măsura 1-2 tineri fermieri, chiar în Cluj, tineri agricultori care încep să planteze 2, 3, 4 hectare de coacăz, de agriș, de căpșun, adică specii de arbuști extrem de importante, care sigur în următorii 50 de ani de zile n-au probleme de concurență la nivel european. Marea lor problemă și în România va fi cum își dimensionează afacerea, oare o să aibă români pentru recoltare, cât o să-i coste pe ei recoltarea acestei afaceri. Și de aceea se pune problema, oare cum dimensionăm această afacere, la câte hectare o dimensionăm, ca să fim capabili să o și recoltăm. Că cele patru brațe din fermă, agricultorul și agricultoarea, să fie capabili să recolteze, că dacă își iau mână de lucru străină, de regulă este mână necalificată, este mână needucată, este mână care trebuie supravegheată, poliție pe ea, deci poliție în sensul că trebuie să fie permanent observată de către agricultor, adică pază permanentă. Ar fi bine să o dimensioneze în așa fel încât cele patru brațe ale acestei familii să fie capabile de a gestiona această suprafață. Și atunci, ai cele două variante. Varianta în care mergi pe aceste soiuri de arbuști în cultură brută și o să ai nevoie de 4, 5, 6 hectare de arbust ca să poți scoate 1000 de euro dacă vinzi cătină, dacă vinzi afin în formă brută, și o să ai nevoie de 1,5 hectare, am calculat, dacă vrei să faci sirop, dulceață, adică alte produse procesate. 1,5 hectare îl poți recolta cu patru brațe, adică cu două persoane în fermă. Dar când ai deja 4-5 hectare de arbust, povestea devine deja delicată, ai nevoie de angajați cu toate complicațiile pe care o fermă cu angajați le poate să le genereze. Mm-hmm. Și atunci, aici ar fi de dimensionat afacerea în funcție de aceste două caracteristici. Dimensionăm
pe produs brut și nu recomandăm, mai ales că atunci când spui arbust, spui arbust ecologic. Pentru că în toată Europa, când spui arbust, automat îi legi o codiță de ecologie. Se subsumează cele două dimensiuni. Și atunci, evident că recomandăm pentru afacerea ecologică de arbuști, recomandăm o producție undeva la un hectar și jumătate, maxim 2 hectare ca și suprafață, pentru a putea câștiga 20.000 de euro brut pe an, adică 12.000 de euro net pe an, adică 1.000 de euro net pe lună. Da? Despre asta vorbim. Dar să vindem, evident, între 5 și 9 euro kilogramul de dulceață, ce-o fi sirop sau altceva, ne trebuie 3 tone și jumătate de produs procesat pe an. Despre asta vorbim. 1,5 hectare care să ne dea o producție suficientă, în care în urma procesării să ne rezulte între 3 și 4 tone cantitate, care să o mulțim cu un preț mediu pe piață, nici măcar nu preț mediu pentru un produs ecologic, un preț banal pe piață, încât să facem ușor 20.000 de euro brut într-un an de zile, dintr-un 1,5 hectare, 2 hectare de arbust ecologic. O să vorbim de piață, de dificultățile, până la urmă, pe care ar putea să le întâmple sigur fiecare pe piață atunci când dorește să-și facă desfacerea, însă un semn bun l-am avut aseară, de pildă, discutând cu 2 fermieri, producători de lactate, tot ce derivă din lapte. Și erau oameni care au pornit de la 400 de litri procesare în prima zi și câteva luni de zile de existență. Unul a ajuns la 15.000, tot crescând ușor, ușor, dar asta se întâmplă din 91 încoace. Adică în 22 de ani, 23 de ani, da? Cu răbdare, dar omul s-a dus tot înainte. Adică a crescut moderat, cum a putut, a tehnologizat la vremea potrivită. Un altul lângă domnia sa din 2003, pe piață, procesează 3.000-4.000 de litri pe zi, dau de lucru la vreo 15 persoane, celălalt la și mai multe, și uite așa își trăiesc viața, fiind proprietarii unei mici afaceri. Nu trebuie să faci dimensiuni de dimensiuni. Așa că oamenii au loc și de napolact pe piață, au loc și de... N-au nicio problemă de a rezista pe piață față de mari jucători. Exact. Deci e loc pe piață pentru oricine. Dacă faci un produs de calitate, o să ai adresabilitatea, dar chiar au sunat vreo 2 persoane care știau, îi cunoșteau pe... Și spunea, domnule, niște produse de mare excepție, numai de acolo iau. Și citeau de pe alți producători mai mari, uite, mai conține lapte praf, nu știu ce, oamenii ăștia fac din ce curge de la țâța vaci acolo, că n-au capacități de stocare, de... Ok, despre asta e vorba. Departe. Dacă te duci pe o variantă de afacere în care faci produs procesat, afacerea poate rămâne la nivel familial, fără angajați. Dacă, în schimb, te duci și vinzi materie brută la 4, 5, 6 hectare de arbust fructifer, o să ai nevoie de angajați, o armată la recoltare, sezonier, dar oricum, o armată la recoltare. Nu recomandăm astfel de abordare, recoltăm o gândire familială, o afacere familială în care cei doi agricultori, soț-soție, se poate să o gestioneze. Bun, am stabilit dimensiunea. 1,5-2 hectare de la arbuști, da? Dacă procesăm. Dacă nu procesăm, 5-6 hectare. Vorbim de dimensionarea spațiilor de procesare, a mijloacelor de transport, echipamente de producție. Cât mă costă un spațiu? Da. Am nevoie de un spațiu de procesare de 60-80 de metri pătrați, care să respecte reguli sanitare veterinare, adică regula celor 3 uși, ușa pe care intră personalul ca să se dezbrace, să se îmbrace frumos în haine de lucru, ușa pe care intră materia primă, ușa pe care iese materia finită, adică borcanul de dulceață, în cazul nostru. Despre asta vorbim. Este regulă obligatorie. Cât mă costă? Sigur, dacă mă apuc de construit, o să mă coste niște bani. Dar am făcut niște teste. Dacă te duci oriunde la țară, domnule, vei vedea spații, care sunt atâtea milioane de camere nelocuite în țara asta. Sigur. Adică... Avem la ora actuală, nu trebuie să construim mare lucru. Cu 3.000 de euro, 4.000 de euro, poți lua un spațiu pe care l-ai acasă, să-l echipezi corespunzător și de mâine să se cheme atelier de procesare, adică fabrică. Deci 4.000 de euro, să spunem, să-l utilezi, să-l pui la punct, să-i faci compartimentare precum cere DSV-ul, adică să respecti legislație pe ordinul 111 modificat, exact cum cere structura statului, deci nu vorbim aici de a face... Nu vă trebuie marmură, fraților, pe jos, vă trebuie o gresie banală. Nici măcar nu. Să fie. Beton sclivisit, n-am nevoie de gresie. De ce? Pentru că gresia este mult mai problematică sanitar-veterinar decât betonul sclivisit. Adică un beton elicopterizat este mult mai ușor de igienizat decât alt material. Deci nu, e nevoie de o abordare minimală. Sigur, trebuie niște bani, dar ce vorbim să fii propriul tău stăpân. Ce ar însemna să nu faci treaba asta și să investești în 4 hectare sau în 6 hectare de arbuști fructiferi? Cât ar costa să mai investești? Ia regulă, ne putem rezuma la treaba asta. Ce ar însemna costul
de a investi încă în 4 hectare de arbust? Oare mă costă mai mult de 4.000 de euro o afacere, de exemplu, de producție? Că aici este problema. Bun, mă costă 4.000 de euro investiția în procesare. Dar cât m-ar costa să pun de la 2 hectare până la 6 hectare, încă 4 hectare? Evident, da. Mă costă de mult, cu mult mai mult decât 4.000 de euro, pentru că plantele pe hectar sunt undeva între 2.000 și 3.000 de euro, numai plantele pe un hectar. Bun, deci haideți să facem un rezumat. Am ales soiul. Am ales un soi pe criteriile respective. Vorbim de a planta vreo 2 hectare maxim pe procesare. Pentru procesare. Ne costă terenul, să zicem că l-avem sau îl cumpărăm, de regulă, asta o să 2 hectare, vorbim de oameni care au, agricultorii au 2 hectare. Media în România cât? Este 3,3-3,5, deci avem 2 hectare. Așa. Deci avem pământul. Avem pământul. Avem și 2-3 camere goale pe acasă. Avem și 2-3 camere, cu siguranță, indiferent în ce sat te duci în România. Nu toți, dar mare parte dintre jucători, foarte mare, la care copiii le-au plecat în Spania de multă vreme, au acolo 2-3 camere care le-ar putea regândi pentru treaba asta. Înființarea culturii, domnule profesor, costuri cu înființarea culturii. 2-3.000 de euro costă plantele în țara asta, că e vorba de pomi fructiferi, că e vorba de arbuși fructiferi. Să punem maximal 3.000, 2 hectare 6.000 de euro, ne costă echiparea unui atelier încă 4.000 de euro. 10.000 de euro. La 10.000 de euro ai putut să-i dai drumul la... Ca să trăiești decent în țara asta, 10.000 de euro de investiție pentru, sigur, utilarea unui spațiu utilare. Adică adus la norme sanitare veterinare, mici echipamente, că aici, atenție, vorbim de 4.000 de kilograme pe an produs procesat. Când îl împarți, 4 tone la 12 luni de zile, păi sunt unele familii mai mari care cămara lor de iarnă se duce la 400-500 de kilograme când iei toate murăturile și toate... Bă, cum să nu, sigur că se duce, adică la țară mă refer, vorbim deja de oameni prevăzători care, ca să treacă iarnă de 3-5 luni de zile, au nevoie de o cămară consistentă. Deci vorbim sigur de o afacere... Să nu mai vorbim de acea magazie de grâne pe care fiecare om avea o anexă la șură, nu? În care intrau tone, multe tone de materie... Deci aici vorbim de a împărți la vânzare 4.000 de kilograme să le poți vinde timp de 12 luni de zile. Pentru că de fapt, elementul esențial a acestei afaceri de procesare este legat de faptul că îți permite ca 12 luni de zile să aduci bani în casă față de o operațiune de producție brută în care vinzi o lună de zile și aduci bani în casă o lună de zile și 11 luni de zile scoți bani din casă, din casa ta și dezechilibrezi bugetul familial al familiei tale. Despre asta vorbim ca și... Acum, ne așezăm la locul nostru, fiecare imediat. Rugămintea noastră, cei de acasă, interveniți pe telefon, cereți supliment de informații. Eu o să-l provoc pe domn profesor, pentru că e o imagine absolut superbă, să-ți imaginezi că după ce ai cultura asta, poate și în spatele casei, cei care au grădina, așa acolo poți să-ți acoperi cei 1.500, 2.000, 3.000 de metri pătrați cât are fiecare. Și gândește-te că atunci când dăm pârg și dăm copt fructul ăsta, poți să faci în alte 3 camere pe care le ai la casa aia ta, să faci turist, frate. Adică să-ți vină, nu știu, o școală cu copii, să-ți vină unii care doresc să vadă cum se face în atelierul tău dulceața. Absolut. Multe lucruri care se pot lega de un asemenea eveniment. Obligatoriu, când vorbim de o fermă ecologică de arbuști, obligatoriu trebuie să legi o fermă agroturistică și una agropedagogică. Adică să vină clasele de copii ca să descopere un gust adevărat și doi, să vină clienții tăi acasă, să te descopere acasă la tine, să-ți vadă în ce condiții faci acest produs alimentar. Da, și un exercițiu de imaginație până la urmă. Adică haideți să vedem un sat astăzi, vai de capul lui Pârloagă, un sat în care 10 tineri de la oraș se întorc și unul face cătină, unul zmeur, unul afin, unul coacă. Unde măcești și cresc fără să-i semeni. Exact. Numai trebuie să te duci în spontan să-i recoltezi și să faci treaba asta, să-și bă, în satul ăsta, că asta trebuie să priceapă și primarii. Dom'le, trebuie să branduiești cumva localitățile, comunele. Bă, la mine în comună sunt 10-15 ateliere de dulcețuri. Unul face de-aia, unul de-aia, unul de-aia. Ăsta e brandul nostru. Și te și cazează în același spațiu. Eu nu cred că n-ar veni atâția oameni care sunt pasionați, nu? De o dulceață bună la ceas de vreme plătesc seară. O cameră de hotel mai scumpă la oraș, nu văd de ce n-ar face exact. La țară. Bun, ne întoarcem în câteva momente, dragi prieteni. Puneți mâna pe telefoane, sunați-ne, cereți supliment de informații pe tema propusă de noi astăzi, domnului profesor Avram Fițiu. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm discuția despre arbuști ecologici,
Cătină, Zmeu, Rafin, Căpșuni, vi-am trecut pe toți pe o lista din aur, i-ați văzut, sunt mai multe propunerile noastre pentru această seară. Pe dumneavoastră, cei de acasă, vă așteptăm la 0264-431-231. Intrați în legătură directă cu domn profesor, cereți informații suplimentare pe domeniul pe care vi l-am propus în această seară. Săptămâna viitoare, despre trandafirul ecologic și toate derivatele de acolo. E o poveste absolut interesantă și aia o să vedeți săptămâna viitoare. O săptămână în care o să intrăm mai repede la clasă, și anume luni în loc de marți, pentru că domn profesor are ceva program prestabilit pentru ziua de marți. Probabil mai bate pe la uși pe la minister, cine știe ce vrea să facă. Să vadă dacă domnul ministru între timp și-a făcut timp să mai stea de vorbă și cu oamenii care gândesc în țara asta. Doamna Lungu din Brașov îi spune sărut mâna. Bună seara, doamna Lungu! Bună seara! Vreau să vă deranjez cu două întrebări. Vă rugăm! Una este legată de cantitatea pe care vom putea să o obținem de la de cătină sau de zmeură. Depozitarea unde se va face? Avem nevoie de niște depozite frigorifice sau cum? Care e ideea? Ce vârstă aveți, doamna Laura? Eu 48. 48 de ani. Sunt orășeancă, dar am fost convinsă de emisiunea dumneavoastră să mă apuc de agricultură, deși sunt orășeancă 100%. Și îmi pare rău într-un fel că sunt orășeancă. Doamna, am crezut că vă pare rău că v-ați uitat la noi. Nu, îmi pare bine și mai am așa vreo întrebare. Am fost convinsă deja de la prima noastră emisiune de cultura de alun și aș dori să știu cu ce s-ar mai potrivi. Știu că s-ar putea pune în paralel și una dintre acestea, cu zmeu, rafină și ungar de cătină, cam, nu știu, cam așa. Deci întrebări de eu sunt orășeancă și pun întrebări de orășeni. Da, foarte bine că puneți întrebări și e foarte bine că îndrăzniți. Pentru că, până la urmă, să știți, diferența între cei care reușesc în viață și cei care rămân pe loc, îi îndrăzneala. Ca și când ți-ai riscat propria viață. Nu-ți riști propria viață și mai ales că ceea ce a venit domn profesor să ne propună aici sunt afaceri cu sume mici investite. Adică, bă, nu, chiar nu-ți riști nici casa, nici, nu știu, e prețul unei mașini banale. Mi-aș risca chiar și casa, să știți. Acum. Deci așa sunt de hotărâtă și de convinsă. Eu sper să reușiți, doamna Laura. Să știți că nu mă gândesc în mod direct doar la câștigul banilor. Deci mă gândesc la liniștea sufletească, frumusețea de a face ceva, de a produce ceva cu propriile mâini. Cum vă spuneam, imaginați-vă, doamna Laura, cât de frumos ar trebui să fie, nu știu, un sat în care s-ar întoarce 10, 15 din fiii satului care stau și nu hoinăresc la oraș săraci, dar nu o duc grozav. Dau cu trafaletul să câștige 12 milioane pe lună, 13 milioane, da? Sau dau cu dalta în piatră. Și cum să spun eu, te întorci acasă, pui pe picioare în curtea părintească o afacere de genul ăsta, nu cu bani mulți încă o dată, și probabil o să se găsească și măsuri de finanțare europeană. O să insistăm la un moment dat și pe capitolul ăsta, pentru că 15.000 de euro pe măsura de ferme mici. Ferme mici. Deci există și soluții pentru a finanța 100%. Aceste afaceri. 100%, iată. Și, domnule, imaginează-ți un sat dintre ăla în care te întorci și vezi că iese fum așa la 15 case, ce e acolo? Atelierul de dulceață de coacăz, ce e acolo? Atelierul de dulceață de afine, ce e acolo? Atelierul de sirop de cătină, ce din... Domnule, îți crește sufletul. Eu fac pariu că oricine și-ar dori, dacă ar exista într-un sat un concept de genul ăsta, oricine s-ar dori să meargă să se cazeze acolo, cel puțin în perioada în care se întâmplă lucrurile astea, adică se procesează și procesarea, cum întreba și doamna Laura, o să-i spunem, nu? Se poate întâmpla nu odată tot. Adică o facem pe rând. Sigur. Facem tot la 3 săptămâni, weekendul dulceții. Da? Atunci procesăm. Eu îmi doresc să mă întorc acolo unde au fost bunicii mei, că din păcate și părinții mei și eu am trăit o viață întreagă în mijlocul Brașovului. Ceea ce nu mai îmi doresc. Pentru că și unde vă întoarceți? Unde aveți la țară proprietate? Am zona Buzăului, dar aș dori, nu știu, dar... În zona Buzăului. În zona Buzăului. Bun. Haideți că vă răspunde domnul profesor la întrebări. Dacă mulțumim... se poate după aceea un număr de telefon de la domnul profesor? O să vă rugăm să lăsați dumneavoastră numărul dumneavoastră în regie și o să vă sune domnia sa, bine? Bine, da. Bine, vă mulțumim tare mult. Sărut mâinile. Este cazul tipic de orășan care are nevoie de o astfel de soluție. Adică, pe mine mă sună foarte multă lume, cam 99% din cei care mă sună sunt orășeni. 1% dacă mă sună agricultori care locuiesc la țară și... Nu,
Practic, cei care au mare problemă în momentul de față, ca să poată să-și ducă viața într-un mod decent, sunt foarte mulți de la oraș, care ajung la un 40-45 de ani și văd că se chinuiesc de 10-15 ani de zile în locuri de muncă, la stat, la privat, în loc să fie proprii lor stăpâni. Au vârsta potrivită pentru a decide că vor o altfel de viață. Și atunci, cred că este cazul nostru și al Doamnei se încadrează în această logică. Prima întrebare. Sigur că dacă vrei să faci procesare periodică, adică pe durata 12 luni de zile, ai nevoie de un mic depozit de frig, în special dacă vorbim de produse cum e cazul la afin, da? Când vorbim de zmeuri, de coacăs, da? Vorbim de produse care sunt perisabile. Le recoltezi la 25 de grade Celsius, dacă nu le aduci la 2 grade Celsius în câteva ore, evident că o să faci din ele țuică și sigur, nu e rău să faci țuică, dar nu asta este scopul. Scopul e să faci un alt produs. Uite și un atelier de țuică, fraților. Unul care nu-și permite frigorificul sigur. Să se apuce să facă țuică și o să vedeți că o să aibă mare succes. Sigur. O să vândă la clienții celorlalți. O zmeurată, da. Bun. Deci aici vorbim absolut obligatoriu de un depozit de frig. Asta ce înseamnă? Înseamnă o cameră de 4 metri pe 6, 6 pe 10, în care să poți avea un depozit frig pentru a putea să ții, evident, materia primă la o temperatură normală de 2 grade, 2-3 grade Celsius, adică la temperatura de frigider, că despre asta vorbim, da. Ca să poți să o folosești la momentul potrivit. Pentru anumite destinații, dacă vorbim de zmeuri, de exemplu, pe care vrei să-l folosești pentru înghețată peste 10 luni de zile din momentul recoltării. Sigur că da, în cazul respectiv vei avea nevoie de lăzi de congelare, că trebuie să cobori temperatura la minus 20 de grade Celsius ca să poți avea un fruct congelat. Dar asta pentru anumite produse. Pentru cele care rezistă mai bine la 2 grade nu este nevoie. Deci primul răspuns vis-a-vis de nevoia de a dota spații de frig. Vis-a-vis de cum ar trebui să gândim o afacere de 1,5-2 hectare de arbuști, că e vorba de zmeuri, că e vorba de alun sau e vorba de alte specii. Ele sunt complementare ca și specii. N-au nicio problemă de a fi amestecată într-o fermă pe 2 hectare, o afacere în care să am un jumătate de hectar de alun, un jumătate de hectar de zmeuri, un jumătate de hectar de afin, doar că, să zicem, la afin avem o chestiune legată de pH, unde am nevoie de un pH, să zicem, diferit. Și va trebui să vin cu anumite substanțe de amendare, în așa fel încât să reduc pH-ul respectiv. Dar pe ansamblu, aceste specii sunt complementare. Mai departe, orice plantație pomicolă, de arbuști sau de pom fructiferi, este vital să fie împrejmuită pentru a nu avea acces animalele sălbatice și nu numai. O variantă foarte interesantă este de a împrejmui cu o cultură de arbust fructifer care este cătina. Cătina este foarte interesantă de a o pune ca și gard fructifer pentru că rezolvă mai multe probleme. Rezolvă problema gardului, deci cea de protecție, vă rezolvă o problemă de producție, pentru că să împrejmuiești 2 hectare cu un gard fructifer din cătină rezultă o cantitate interesantă de produse. A treia funcție este cea meliferă. Vorbim de plante care au și rol melifer. A patra funcție este cea legată de peisaj. Apare o fermă bine închegată, sigur. Adică un peisaj atrăgător, ținând cont de faptul că nu numai noi, familia, ne vom regăsi aici. Vom primi clase de copii, adică vom face un contract cu 3-4 licee din Brașov ca să putem primi clase de copii cu profesori de biologie, acum când din 7 în 12 aprilie avem un proiect numit Școala Altfel și se caută variante de a scoate copiii din mediul urban ca să... Odată ajunși acolo, fascinați de ceea ce văd, întoarcerea va fi mâna ușoară în mediul ușoară, pentru că și mult mai devreme. Sunt cei mai buni agenți până la urmă. Și mai devreme. Pentru copiii își duc părinții de multe ori și la biserică și la fermă. Absolut, pentru că și va fi o întoarcere mai devreme în mediul rural, la rădăcini și nu la 47 de ani, 48 de ani, cum are doamna, de vârsta mea, în care, sigur, văzând nevoile vieții, decide acum să se întoarcă. Deci, din punct de vedere al conveierului varietal și al speciilor, putem combina foarte bine aceste specii diferite de arbuși fructiferi, pentru că va trebui să facem produse cât mai variate. Una este să vinzi doar sirop de zmeură și alta este să vinzi cremă de alune, să vinzi sirop de zmeură, să vinzi o dulceață de afină sau corect, de altceva. Corect. Doamna Alina din Bihor, sărut mâna. Alo? Alo, bună seara, domnul Cristian. Bună seara.
Bună seara, mă numesc Alina și aș dori să-l întreb pe domnul profesor Pitiu dacă m-ar putea ajuta, am un hectar și 41 de ari de teren la deal. Vă putem ajuta să-l vin... Aș dori să pun zmeuri sau afin. Doamna Alina, câți ani aveți? Iertați-mă că tot sunt indiscret așa, dar așa-ți bărbați în ziua de azi. 54 de ani. 54 de ani, dar nu-i mai simplu să-l vindeți? Vă luați o grijă de pe cap? Nu, nu, astăzi mi-am deschis exploatate pe animale, deci pentru animale pe numele meu. Excelent. Și doresc să fac pentru fiica mea, deci pe măsura 112. Bine, doamna Alina, haideți să vedem ce ne spune domnul profesor. Deci, un hectar... Are un hectar și 400. Încă ceva, domnul profesor, vă rog din suflet să-mi spuneți, deci unde aș putea să-mi certific ecologic tot pământul? Fiindcă beneficiez de agromediu, sunt zonă defavorizată, deci am toate pachetele de mediu și tradițional, dar aș dori să-mi certific ecologic și nu știu unde. Bun, e regulă. Domn profesor, o întrebare? Dânsa spunea că are un teren pe deal. Are 1,4... Da, are 1,4 hectare. Mulțumim și noi, Doamne ajută! Are 1,4 hectare. Vrea să transfere pământul pe fica copil, pe fica doamnei, ca să depună pe măsura 112. Ori, suprafața de 1,4 hectare pentru măsura 112, pentru arbuști, nu e suficientă. Că la calculul actual de UD-uri, vă trebuie undeva la 4,3 hectare ca să poți merge pe suma maximă în joc. Pentru o sumă mai mică se poate merge și cu altă suprafață mai mică, dar pentru suma maximă de 40.000, 50.000 de euro, vom vedea cât va fi suma maximă pe tineri fermieri, este nevoie de circa 4-3 hectare la acești arbuști, la zmeuri, la acești arbuști fructiferi, deci nu are suficientă suprafață. Dacă vrea să facă pe banii dânsei, e în regulă. 1,4 la limit, ar trebui încă un pic de suprafață să meargă către 2 hectare. N-ar fi mare efortul. Dar de la 1,4 hectare să meargă la 4,3 hectare, este nevoie de un efort mai mare. Măsura de finanțare 112, cum este gândită astăzi, așa are grila de finanțare. Deci mai are nevoie de un pic de suprafață. Acum, vis-a-vis de subiectul ecologic, nu o să-i dau în direct acum numele unei firme de certificare, da. Dar dacă nu lasă telefonul doamna în regie, o să pot să sun ca să o pot îndruma către o firmă de certificare în agricultura ecologică, ca să ia pe lângă alte subvenții și subvenția de ecologic, care astăzi este de 393 de euro pe hectarul de arbuști. E suplimentar, adică e specifică ecologicului. Deci este strict subvenția de fermă, bine, fermă certificată, sigur, nu da. Subvenția de conversie. Subvenția a doua, cea definitivă de ecologic, este astăzi 400 de euro pe hectar, mă rog, 393 de euro pe hectar și ne batem acum să o ridicăm la 600 de euro pe hectar. Deci oricum, și din subvenția pe ecologic, poate la un 600 de euro pe hectar pe care o să o avem, sperăm, din 2015 încolo, să poată aduce niște bănuți în ferma respectivă. Este cea mai importantă subvenție din toate subvențiile pe care APIA le dă, inclusiv cea de agromediu. Și atunci poate fi gândită și treaba asta. Bun, să zicem, lumea întreabă, bun, de unde ne cumpărăm acești arbuști? Unde aici avem o mare problemă. Unde ne adresăm, cât din de sigur păcate, suntem pe ceea ce putem 90% să... din arbuștii din România care se vând în România provin din Europa. Deci oriunde ar intra pe Google, pe internet să vadă un distribuitor de arbuși fructiferi, așa prea ziceți puțin, chestia asta ca și când noi am fi din Africa, știți? Prea puțin avem vin în România. Din Europa. Adică vin din Europa, înțeles, da. Noi neavând în România, n-am avut această înțelepciune de a fortifica stațiunile pomicole, de a da drumul la un program pomicol în care să avem pepiniere care se producă în România, suntem astăzi în situația de a pune, puieți de arbuști. Eu sunt vin din Sălaj. În Sălaj este un sport interesant pe arbuși fructiferi în zona Jibăului, unde câțiva agricultori s-au mobilizat și acolo avem și distribuitori și se plantează suprafețe de 0,5 până la un hectar, până la un hectar și jumătate. Toți vin din Polonia. Din păcate. În Maramureș avem doi jucători români, sunt cei care, pepiniere chiar,
în Maramureș. Pepiniere undeva în zona Maramureșului, aproape de Baia Mare, de Șomcuta, unde, din păcate, nu avem soiuri românești. Avem soiuri, adică sunt pepiniere românești, dar mulțim soiuri străine, nu mulțim soiuri românești. Deși chiar și pepinierele care le avem în România nu înmulțesc soiuri românești, ci înmulțesc creații străine. Probabil că finanțatorii din spate sunt străini și au interes de a-și vinde marfa lor și nu marfa noastră în această chestiune. Da, îl avem la telefon pe domnul Ioan din Gorj. Bună seara, domnule Ioan. Bună seara. Referitor la tema emisiunii dumneavoastră, o întrebare, insist cam de... Un pic mai tare, vă rog, dacă se poate. Observ că mulți dintre telespectatorii dumneavoastră sună din zonele din Ardeal. M-am hotărât să sun și din zona asta, mai puțin sună din zona asta. Urmăresc programul de cam un an de zile. Aș vrea să întreb un pic referitor la certificarea ecologică a unei ferme care în acest moment deține un hectar de un lac de un hectar, 225 de capre și 55 de stuc. Certificarea ecologică ce presupune pentru mine? Deci aveți încă o dată un hectar de luciu de apă. Da. 225 de capre. Foarte fain. Și da. Metisate, vegetale noastre, și 47 de stupi. Câți ani aveți, domnul Ioan? Eu am 40, dar mai am un nepot care mă ajută, deci m-aș încadra și pentru niște proiecte. Dar vreau să, mă interesează foarte mult certificarea ecologică. Care sunt pașii, da? De la sine vreau să vă spun că suntem prea săra să folosim îngrășăminte chimice. Și din ce observ eu acolo, practic, animalele mănâncă curat, numai că nu prea cunosc neapărat... În afară de subvenția, beneficiez de subvenții la certificarea ecologică, dar desfacerea produsului meu, cu ce mă ajută? Sau e numai pentru subvenția asta de 393 de euro certificarea ecologică? Bun. La ce costuri m-ar duce? Bun, mulțumim, domnul Ioan. Vă explică domnul profesor imediat. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Și spor la ceea ce faceți acolo și ne bucurăm că sunteți alături de noi de la începuturi, înțeleg. Doamne ajută. Demersul de certificare a unei ferme în ecologic are la bază în România două rațiuni. Cea mai întâlnită motivație este cea legată de subvenția de ecologic de la APIA, fiind cea mai mare subvenție din toate subvențiile de la APIA. A doua motivație este cea legată de piață. Din păcate, 95% din cei care pe mine mă sună pentru o certificare ecologică, eu fiind profesor de certificare ecologică, mă sună pentru a avea acces la o subvenție mai mare. Și prea puțină lume mă sună ca și domnul, și mă bucur de acest telefon, pentru a putea să vândă acel produs ecologic cu o valoare adăugată. Și atunci, care sunt pașii de certificare ecologică pentru un agricultor potrivit legislației europene și românești în vigoare în România de astăzi? În primul rând, acest demers este un demers voluntar. Te adresezi unui operator de certificare. Sunt în România circa 12-13 firme agreate, li se mai retrag licențele din când în când, când fac prostii. Deci aveți în România o paletă de circa 12 firme de certificare. Da. Unele românești, unele străine. În momentul în care te gândești ce firmă de certificare alegi, te gândești în primul rând ce îți aduce acea ștampilă de produs ecologic pentru tine care faci un produs ecologic. Îți aduce în primul rând un nivel ridicat de credibilitate. O imagine. Adică este un fel de nu te mai bănuie nimeni că poți să vii cu... Adică este un fel de certificat de bună purtare. Exact. Că degeaba ești un om serios și te simți un om serios. Pare să că piața are nevoie de acest certificat de bună purtare prin care să arăți că degeaba vorba ta n-are mare valoare. Să arăți prin certificarea pe care o ai consumatorului care nu te cunoaște în prima fază, că tu ești un om serios, care te gândești la viața lui, la ceea ce pune el în farfurie, la faptul că îi dai un produs garantat ca și sănătate și nu garantezi tu cu vorba ta, ci o garantează altcineva. Știți, în România, cândva, cu 50 de ani de zile, vorba unui român era suficientă și o strângere de mână ca să bați palma pe un contract. Astăzi nici măcar hârtiile nu mai sunt uneori suficiente. După ce am bătut palma cu comunismul... Sigur că da, că a dispărut această încredere. Ori în agricultura ecologică, ca să vinzi, ai nevoie de a reuși acest pariu numit încredere între tine și consumator. Deci, ce este certificarea? Un pariu care trebuie câștigat și care pariu ăsta costă bani. Cât costă?
Mă gândesc undeva la 1500 de lei, vă pot recomanda o structură care să vă facă o certificare anuală de 1500 de lei pe un hectar de luciu de apă zis, pe 225 de capre, a spus, și pe, am înțeles, 47 de familii de albine, dacă am înțeles. Da. La 1500 de lei vă pot recomanda o structură de certificare, vă sun după emisiune să vă spun care vă poate face oferta la acest nivel. A doua regulă a jocului când îți alegi un certificator. Te gândești pe ce piață joc. Joc pe piață românească cu acest produs sau joc pe piață străină? Dacă firma respectivă este românească sau străină, oare care are mai mare credibilitate? Din păcate, în România și în Europa, firmele străine au mai mare credibilitate decât firmele românești, care încă n-au istorie, încă n-au 50 de ani de istorie, n-au 100 de ani de istorie, și atunci sigur că da, va trebui să alegi o firmă care are în spate un 50 de ani, 100 de ani de istorie, încât să zici, domnule, dacă într-o 100 de ani n-au dat faliment, înseamnă că sunt serioși. Pentru că dacă mă duc la o firmă care are 3 ani de zile, 7 ani de zile istorie, îmi pun întrebări, nu, oare... La un moment dat trebuie să începe o istorie. Adică sigur, la un moment dat trebuie să începem și noi, firmele românești, o istorie. Sunt care au început și au 20 de ani de istorie. Corect. Eu aici deja privesc lucrurile din prisma consumatorului. Ce așteaptă consumatorul? Așteaptă garanții de sănătate. Iar pentru asta ai nevoie de un certificator. Tehnic, în ce constă această procedură? Presupune un contract de certificare în care timp de 2-3 ani de zile, depinde de specia vegetală sau animală, vei sta în perioadă de conversie în care trebuie să respecti o legislație în vigoare la nivel european și la nivel românesc, în care, grosomodo, n-ai voie să dai cu substanță chimică de sinteză, adică n-ai voie să folosești fungicide pe bază chimică de sinteză, insecticide, ierbicide și fertilizanți pe bază chimică de sinteză. În schimb, va trebui să iei legea să vezi ce substanțe de fertilizare, tratamente fitosanitare sunt permise cu o sumedenie de alte substanțe care au bază naturală. Doamna Daniela, sărut mâna! Bună seara! Sunt producător legumicol. Avem o suprafață de 0,29 hectar, da, suprafață acoperită, unde ne ocupăm de legumicultură. Și în primăvară vrem să înființăm o cultură de zmeuri, mur și coacăz. Pe ce suprafață, doamna Daniela? Noi am făcut deja comanda, am plătit un avans la Târgoviște. Am înțeles că este ceva fermă care, da, face mulțire. Dar eu am o problemă. Am un proiect pe măsura 141 deja finalizat. Pe anul ăsta la alt, noi am vrea să trecem pe eco. De-aia am zis că trecem și pe arbuști, dar vrem să trecem și legumicultura tot pe eco. Cam ce ar trebui noi să facem să putem să scădem la minim? Noi n-am dat insecticide, nu știu ce, că nu ne permitem. Deci suntem prea săraci ca să folosim foarte multe insecticide. Dar și pesticide. Nu mi-a spus, sau poate mi-a spus, n-am fost atent, ce suprafețe vreți să cultivați cu arbuști? 0,30 ar. A, deci aveți... 0,30 hectare, 30 de ari. 30 de ari. Deci aveți 29 de legumicol acum și mai vreți să faceți 30 de ari de arbuști. Da. Bun. Sunteți de meserie? Ce sunteți, doamna Daniela? Sunteți specialistă în... Eu sunt confecționer îmbrăcăminte, dar ne-am mutat de la oraș de 14 ani. Aha. Ne-am mutat la țară și alții au lăsat agricultura și noi am luat-o de bună. Ne plac. Sunteți luminată. Ne plac amândoi munca. Da, am un soț care este subofițer. Deci lucrăm pe lângă servici. Pe lângă servici. Da. E mobilizator, uite. Absolut, ce fac oamenii. Adică, exemplu bun, clasic în care oameni de la oraș, care au trăit la oraș, nu? Sau au meserii în zona, să zicem, civilă, vin să apucă de agricultură. Mare lucru. Dacă nu mai doriți să ne întrebați ceva, vă mulțumim tare mult, doamna Daniela. Da, Doamne ajută, mulțumim frumos. Să răspundem acum tehnic. La 2900 de metri pătrați, eu sunt un fost legumicultor. Am practicat legumicultura în spații protejate pe 5000 de metri pătrați 10 ani de zile. Deci o înțeleg pe doamna, la 3000 de metri pătrați aproape, are de lucru mult. Este muncă multă. A gândit bine subiectul legat de a veni cu o cultură de arbuști în asociere cu o cultură în spații protejate. Cum ar trebui să privească din punct de vedere tehnic problema asta? Elementul esențial și la arbuști și cu atât mai mult
la soiuri legumicole în spații protejate este alegerea corectă a soiului. Dacă vorbim de legume, 99% din reușita ecologică sau din eșecul unei culturi de tomate, de castraveți sau de ce faceți acolo, este alegerea corectă a unui soi rezistent la boli și dăunători, care are programare genetică să reziste la boli și dăunători și să nu vii cu soiurile pe care le ai pe piață, Doamne ferește, olandeze, să nu cumpărați din țări mici ca mărime. Vezi Belgia, vezi Olanda. Deci țările... Care e secretul? Evident, încearcă să facă maxim din țările mici care au orizontală mică, trebuie să gândească pe verticală agricultura lor, adică fac spații protejate pe verticală și automat au venit cu cele mai chimizate soiuri de legume în România, vezi Olanda, Belgia și alte țări mici din Europa. Păi, care merg pe... Nu? Cu 2 milioane jumate de hectare de teren agrabil cu tare Olanda să ne bată la producția de lapte. Să ne inunde. Să ne bată la producția de legume, să ne bată la flori, să ne bată la... Nu știu, zici că acolo e pe etaje țara aia, adică 2 milioane jumate de hectare pe etaj. Pe verticală, corect. Și atunci, prima regulă a jocului, doamnă, 99% din când veți gândi acum în această iarnă, deja sunteți în faza în care deja trebuia să fi semănat deja tomatele, dacă aveți tomate în seră, trebuia să vă fi gândit ce soi rezistent la boli și dăunători care să reziste în agricultură ecologică cu tratamente minimale permise de lege. Idem la arbuși fructiferi, chit că la arbuși lucrez mai simple, pentru că ei, prin natura lor, sunt plante cu un fond de gene mult mai sălbatic decât în zona de legumicultură. Adică zmeurul, afinul și altele au o rezistență, să zicem, dobândită mult mai mare față de dăunători și de boli și atunci e mult mai simplu la ei. Deci, soiuri rezistente la boli și dăunători, iar mai departe, tehnologia în ecologic. Eu am scris o carte de legumicultură ecologică acum vreo 10 ani, în 2003, acum 11 ani de zile. Deci există la ora actuală tehnologie pe piață în care aveți mii de insecticide ecologice de cumpărat dacă vreți să mergeți și pe insecticide, dar numai dacă se justifică. Și veți avea nevoie de tratamente fitosanitare doar dacă ați ales greșit soiul respectiv. Domnul Ioan din Gorj, o să rog să, dacă mai e pe televizor cu noi, o să rog să fie atent săptămâna viitoare, o să comunicăm noi din vreme, o să am un invitat iarăși din USAMV, care ne va vorbi despre niște ameliorări grozave la capră, unde nivelul de caseină, nu știu, devine semnificativ mai mare, ceea ce înseamnă că ceea ce produc oamenii ăia de acolo din laptele ăla, așa nume brânzeturi, crește ca procent. Sunt lucruri absolut uluitoare care se întâmplă în școlile de agricultură. Dacă avem atenția îndreptată acolo și domnișorul ăsta, Daniel Constantin de la Agricultură, va înțelege că acolo sunt toți banii, adică acolo merită toți banii să-i pui, evident nu toți, din nou PNDR. Dar o șapcă de bani trebuie pusă pe transfer de cunoștințe, informare, inovare. Pentru că, oamenii ăștia stau în universitate, cercetează, scriu cărți și dumneavoastră acasă faceți agricultură tot cu sapa și cu secerea și cu ciocanul, ca să zic așa, în cinstea amintirii unui regim apus. Domnul Cristian Neacșu din București, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, felicitări pentru emisiune. Mulțumim, domnule Neacșu. Eu am lucrat în mediul bancar o bună perioadă de timp, aproape 15 ani. Am teren în zona Slobozia, între 1,5 hectare și mă pot extinge până la 5 hectare, având în vedere că acesta se află în familie. Și aș dori să nu mai cultiv pe el grâu și porumb, care practic în acești ani tot de suferit, având în vedere că pământul a fost dat în arendă și nu s-a ocupat nimeni din familie de el, dar de data asta aș vrea să iau hățurile în mână și văzând emisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i adresez domnului profesor o singură întrebare. Pentru reușita unui astfel de proiect, există în momentul de față analize asupra unor proiecte, să zic eu, deja consacrate, făcute pe aceste suprafețe de teren? Mi-ați ridicat o minge la fileu. Eu am o memorie destul de precară, așa, dacă aveam o memorie mai bună, probabil că arătam mai smart, așa, ca să zic. Tocmai spuneam colegilor mei că de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni maxim o să adăugăm discuției de marți seara cu domn profesor.
intervenția unui nutriționist care să ne vorbească despre beneficiile asupra sănătății consumând astfel de produse și, de asemenea, în fiecare școală de afaceri de marți seara o să avem prin telefon cel puțin un om care practică deja o astfel de afacere în domeniu. Aici am fi putut, de pildă, să-l sunăm pe Răzvan, un băiat tânăr de 24 de ani, care dintr-o întâmplare a ajuns să facă, să producă dulcețuri. Din ce? Din afine, din tot ce se culege din flora spontană, observând într-un studiu pe care îl făcea la țară, student fiind, că un italian stătea la capătul satului și aduna tot. Și-o întreba și el pe acolo, dar tanti, ce faceți? De ce? Păi zice, vine băiatul ăsta, italianul ăsta, să le ducă la ei acolo. Ce să facem noi cu ele? Că doar gura noastră nu știe să mănânce ce dă Dumnezeu curat în natură. Corect. Și uite așa s-a apucat Răzvan și face dulcețuri. Și a ajuns să-și construiască acel atelier, domn profesor, de care pomeneați, tocmai în satul în care s-a dus cu acel studiu, undeva în Mureș, și la tanti Viorica, sau nu mai țin minte cum o cheamă cu precizie, în curte. Și a făcut atelierul de dulceață acolo. Și se bucură de un deosebit succes. Un copil la 24 de ani. Adică cine are ochi de văzut să vadă, știți cum spune și Sfânta Scriptură. Iertați-mă că v-am oprit din ceea ce ne-ați întrebat. Continuați întrebarea. Este foarte important, mai ales pentru cei care nu vin din zona de agricultură, cum suntem noi, cei veniți din alte medii economice, dar care am văzut în viața noastră și afaceri puse la cheie, și finanțare făcută de bănci și așa mai departe, să vedem ce cash flow real ne putem noi, mai ales în partea de cheltuieli, pentru început vom avea, astfel încât tot ce înseamnă partea de bugetare pe venituri și cheltuieli viitoare în următorii ani să ne dea succesul contabil. Nu mergem neapărat la partea de venituri peste media sau, să zic așa, îmbogățire, cum spun unii, ci pur și simplu la limita existenței normale, și dacă acel leu de profit se realizează măcar în primul an, asta înseamnă foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Mă face să iubesc și eu canalul ăsta de televiziune din ce în ce mai tare, pentru că noi zicem că e televiziunea agriculturii, a agricultorilor, e televiziunea oamenilor inteligenți. Deci și asta mă face cât se poate de bucuros, pentru că iată, toți cei care sunt aici sunt oameni care sunt implicați și au încă energie sau vor să facă ceva, frate. Să schimbe și cumva... mare parte orășeni. Și mare parte orășeni urbană. Și iată și domnul Neacșu, de asemenea, un fost bancher, mă rog, cu deschidere spre domeniul ăsta. Cine înțelege și că... Și noi vă mulțumim și vă rugăm să fim să fiți în continuare lângă. Doamne ajută! Mulțumim tare mult! Numai așa putem progresa și ajunge la un rezultat pentru toți tinerii României și nu numai. Absolut. Dumneavoastră ce vârstă aveți, domnul Neacșu? 48 de ani. 48 de ani. Domnul să vă țină sănătos și voios. Toate cele bune vă doresc și o seară minunată în continuare. Doamne ajută! Dragi prieteni, trebuie să luăm o pauză, după aceea vom răspunde domnului Neacșu la cele adresate dumneavoastră, domnule profesor. Ne întoarcem în câteva momente. Da, ne-am întors, mai avem preț de 20 de minute la dispoziție, încercând să le folosim cât se poate de eficient. Îi răspundem mai întâi domnului Cristian Neacșu din București, la cele adresate, întrebate spre domn profesor. După aceea îl preluăm pe domnul Florin din Vaslui, care așteaptă din timpul pauzei pe telefon. Absolut. Prima problemă care mi-aș pune, fiind vorba de sudul României, este legată de adâncimea apei freatice. Să nu punem o cultură de arbuști într-o zonă în care să riscăm să avem apă freatică în primii 3-4 metri, fiind vorba de arbuști, care chiar dacă au un sistem de înălțimare mai superficial, totuși nu au nevoie de apă freatică în primii 4 metri. Dacă se poate chiar mai jos să fie undeva sub 5 metri, mai jos de 5 metri să fie adâncimea apei freatice. Prima mare problemă. 2. Suprafața. Dânsul deja are o suprafață care deja se încadrează în ceea ce noi dimensionăm aici pentru afacere de procesare. Adică minim 2 hectare ca să putem face pentru că noi aici trebuie să fi foarte clar, vorbim de dimensionarea unei afaceri pentru un câștig net de 20.000 de câștig brut de 20.000 de euro și un câștig net de 12.000 de euro. Aia nu înseamnă că nu putem să facem ordoi, domnule profesor, cei care își permit să facă lucrul ăsta. Da, dar noi aici dimensionăm, e foarte simplu să înmulțești de la 1.000 de euro ce ar însemna să faci 2.000 de euro pe lună.
De aia e bine să ne învârtim la această sumă care este una decentă, pentru care milioane de români au plecat în Italia și Spania și ca tare, haide să vorbim de 1000 de euro. Pentru asta are nevoie de 2 hectare. Cât îl costă ca să facă investiția respectivă? Are nevoie de, deja de 5000 de euro plantele ca să poată să facă investiția respectivă. Are nevoie de o împrejmuire. Dacă o face cu arbuști, asta înseamnă încă 1000 de euro, 6000 de euro. Și are nevoie de un 4000 de euro, dar nu acum, ci peste 4 ani de zile, când intră pe rod. Cere timp suficient ca să-și echipeze... Are nevoie de încă 4.000 de euro investiție directă, peste 4 ani de zile, ca să poată să doteze un spațiu, dacă cumva îl are. Dacă nu are, sigur, va fi nevoie de o sumă mult mai mare ca să poată avea un spațiu de 60-80 de metri pătrați de procesare. La cât dimensiune, domnule profesor, cheltuielile pe acei 4 ani de zile până de întreținere, la rod? De întreținere la 2 hectare, hai să zicem 500 de euro pe hectar pe an, 1.000 de euro pe an ar trebui să fie cheltuiala de întreținere acestei plantații. Deși, depinde cum o gândim. Dacă o gândim, aici vorbim de ce? Vorbim de fertilizare. Dacă vii și cumperi îngrășăminte, sigur că pentru 2 hectare te costă sumă de bani. Dar dacă vii și protejezi aceste plante, în așa fel încât să ai și o cultură, adică să ai o specie animală, oaia special, că nu vorbim de alte specii, care să vină și să fertilizeze această plantație, sigur că da, vorbim de 7 oi în medie pe hectar, la 14 oi pe 2 hectare, asigurăm deja și materialul fertilizant suficient, ba chiar și curățenia, adică curăță, lasă o suprafață curată. Adică oaia paște nu mai intră cosașul să cosească, să întrețină, nu mai ai cheltuieli de cosire, ai fertilizantul asigurat în plantația respectivă, dar sigur pentru asta, fiind vorba de plante care sunt în primii ani de viață, până ajung la anul 4 ca să producă, ai nevoie de o protecție acestei culturi. Da. Protecție înseamnă un gard din plasă, rabit sau altceva, care să poată proteja rândurile respective încât pe interval, fiind vorba de culturi care se plantează la 4-5 metri distanță între rânduri, ai un interval acolo de 2-3 metri care poate să fie folosit evident de către o specie animală care să ne dea și fertilizantul respectiv. Deci cam despre asta e vorba. Ne învârtim undeva la 2 hectare, în 4 ani de zile vorbesc, la 10.000 de euro cu atelier de procesare minim pus la punct. Nu vorbim de ateliere în care să cumpărăm echipamente, că n-am nevoie. Dar n-ai nevoie, pentru, apropo de Răzvan, l-am întrebat, Răzvane, dar ce ți-ai cumpărat ca și echipamente? Dinu, zice, echipamente pentru... Cum se făcea artizanal în casă, evident, străbă de criști, vorbim de echipamente artizanale, bineînțeles, adică echipamente care să te coste, 500.000 de euro, maximorum, toate echipamentele la oaltă, pentru că vorbim de produse de nișă. Iar produsele de nișă sunt obligatoriu, trebuie să realizate manual și nu mecanic. Când consumatorul află că tu un produs de nișă l-ai făcut cu cu echipamente mecanizate, tot a trecut prin mașină, nu mai devii interesant pentru el. Pentru asta merge și cumpără din market un produs ordinar care vine de pe linie de fabricație mecanizată. Aici și automatizată. Aici vorbim de manualitate, de o afacere artizanală în care dai de lucru la 4 brațe maxim. Corect. Bun. Domnul Florin din Vaslui, bună seara, iertați-ne că v-am ținut atâta vreme pe telefon. Bună seara, nu face nimic. Aș vrea să întreb și eu dacă, domnul profesor, am 23 de ani mai... 23 de ani? Da, da, da. Ești la vârsta perfectă, Florine, pentru a deschide o afacere în domeniu. Da, da, nu mă împit de îndrăzneală, străbă, și imaginație. Da, bun. Păi asta vreau să-și fac, să încerc doar. Aș vrea să întreb, domnul profesor, dacă cât ar dura să fac un proiect prin măsura 1-2-1 pentru tinerii fermieri. 1-1-2. Până la reușita lui. Da, deci cât ar dura toată procedura asta, de obicei, cât durează? Da, 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 da. Păi la câți ani ai tu, sigur nu durează mult, Florine. Timpul trece mai rapid. Timpul trece mai repede când ești tânăr. La vârstă, da. Bun, tu de meserie ce ești, Florin? M-am terminat liceu acum 2 ani și muncesc deocamdată pe un apoc deocamdată. Am înțeles. Bun. Bine, îți mulțumim pentru intervenție. O să te rog să rămâi alături de noi. Domn profesor o să-ți răspundă la ceea ce ai întrebat. Okay. Da, Florin, Florin va avea două variante. Varianta de măsură 112, cum se cheamă la ora actuală,
nu 1-2-1, că se face o confuzie cu măsura de investiții care se vine cu bani de acasă, pe cofinanțare. Deci măsura 1-1-2 tineri fermieri, așa cum este astăzi denumită, nu se știe dacă în acest an 2014 va fi o măsură pe tineri fermieri, pentru că până nu avem un PNDR aprobat, nici măcar nu l-avem scris, nu putem vorbi de o măsură decât dacă Ministerul aruncă pe risc asumat din motive electorale cumva în acest an o măsură de tineri fermieri. Deci dacă această măsură de tineri fermieri și a doua măsură, cea de ferme mici cu 15.000 de euro și măsura de tineri fermieri cu 40-50.000 de euro, cât va fi dimensionată, sunt cele două variante de finanțare, cel mai devreme după mine vor fi accesibile în primăvara lui 2015. Deci undeva în martie-aprilie 2015, după ce o să avem un PNDR aprobat. Dacă facem o simulare, ce înseamnă ca și timp o depunere a unui proiect în martie, să zicem, 2015, este bine să știi informația asta cu un an înainte, pentru că trebuie să respecti alte reguli ale jocului. În primul rând, trebuie să respecti regula celor 12 luni de zile înainte de momentul depunerii, în care îți poți permite să cumperi pământul, să-l întăbulezi pe firma ta, că dacă ai făcut treaba asta cu mai mult de 12 luni de zile, nu mai ești eligibil și da, nu mai poți depune proiectul respectiv. Deci prima regulă, tânăr, dar nu te mai poți deci este bine că ai informația cu un an înainte, ca să te poți pregăti și în aceste 12 luni de zile înainte de depunere să poți deveni agricultor cu acte în regulă pentru prima dată în viață. Mm-hmm. Bun, mai departe, dacă ar fi, să zicem, depunere în martie, până în momentul când se aprobă, mai durează 2-3 luni de zile, chiar dacă în hârtii pe internet spune mai puțin, durează undeva până luna mai-iunie, până în momentul în care ți se verifică la fața locului, vizita în teren, până o să primești avansul de 60%, o să mai treacă probabil până luna septembrie-octombrie 2015, moment în care vei primi 60% din valoarea investiției, din valoarea proiectului respectiv, în condițiile în care tu trebuia să faci investiția respectivă pe banii tăi în primăvara lui 2015, ca în momentul în care depui dosarul respectiv, plantația ta de arbuști să existe pe regulile pe care le ai de UD-uri, pe care te obligă, mă rog, procedura respectivă. Și atunci, ai nevoie deja de bani în luna martie ca să faci investiție pe banii tăi, martie-aprilie, sau în toamna, în acest an, vei avea nevoie de probabil încă 7-8 luni de zile până în momentul în care vei primi 60% din banii respectivi, după care mai ai la dispoziție 30 de luni pe regulile actuale în care să mărești UD-urile, să mai mărești suprafața cu un număr de UD-uri pe care te obligă procedura respectivă. În maxim 30 de luni, tu poți să faci treaba asta într-o lună, în două, în trei sau în 25 de luni. O faci când vrei tu. Deci, practic, din momentul când depui în martie până momentul în care îți vezi banii înapoi, trec minim 6 luni de zile până la un an, doi, uneori chiar 2 ani și jumătate, depinde cum te miști cu mărirea suprafeței ca și UD-uri. Domnul Cristian Florin din București, bună seara! Bună seara, domnule Dinu Criste! Vă felicit în primul rând pentru emisiune. Vă mulțumim foarte mult. Este singura emisiune cu un caracter într-adevăr pozitiv și constructiv din România. Apreciem foarte mult ce le spuse. Restul. Apreciem foarte mult și ne pare rău că faceți afirmația asta. În sensul că eu personal mi-aș dori că atunci când ajung acasă să mai butonez și eu televizorul și să găsești emisiuni din care să înveți. În afară de, mă rog, Discovery Learning și alte... Așa e. Da. Așa e. Aveți dreptate. Încă o dată vă felicit și este cea mai bună inițiativă din România în planul media. Domnului profesor, aveam să-i adresez două întrebări. Am 43 de ani. Nu știu în ce măsură mai pot să beneficiez de fonduri. Pe măsura ferme mici? Doresc să înființez o plantație de arbuși fructifer pe minim 5 hectare. Și mai am... Încă o întrebare. Tot din emisiunea noastră, care m-au inspirat, am observat chiar recent, duminică a fost o emisiune despre afin, și acolo se vorbea despre înființarea unei culturi de afin pe un hectar la costuri de în jur 10.000 de euro. Domn profesor a făcut o afirmație în seara sa cu costuri ceva mai reduse. De aceea l-aș ruga mult de tot. Vreau să-mi las numărul de telefon și să intru în contact cu dânsul. Vă rugăm frumos, sigur că da. Sigur, îl voi lăsa în regie. Da, da. Și aceasta era a doua întrebare. Vis-a-vis de costuri care dânsul le-a afirmat în jur de 3.000 de euro,
Iar la emisiunea de duminică am văzut în jur de 10.000. A fost emisiunea colegului Vasile Luca, cumva? Așa este. Probabil, da. o să vedem și noi, o să mă reuși, da. O să consult și sursa aceea. Probabil că afirmația, nu știu, aparține a lui sau vreunui invitat. Dar este, aparține, dar este corect, ambele sunt corecte. Numai puțin, că spune domnul profesor că ambele sunt corecte. Ambele sunt corecte. Paradoxuri. Ia să vedem. E bine că l-ați prins la mijloc acum. Ia să vedem. Ambele afirmații sunt corecte. Depinde de sistemul de cultură. Domnul Cristian, dacă mai doriți să mai faceți precizări, vă rog să le faceți acum. Am foarte multe întrebări pe care am să-i le adresez domnului profesor. Okay. Rămâne să vă auziți. Și alții doresc să intre pe fir, așa că voi elibera linia cât de curând. Încă o dată vă felicit și vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Sărut bună, Doamne ajută! Ambele afirmații sunt corecte. Și la 10.000 de euro poți face o plantație de afin, ca și plante, valoarea plantelor, și la 3.000 de euro. De unde vine diferența asta? Că e diferență mare și oamenii se întreabă pe bună dreptate. Depinde de sistemul de cultură. Noi aici, în această emisiune, vorbim de dimensionare a unei afaceri în agricultură ecologică. În agricultură ecologică sunt alte reguli față de agricultură chimizată. Colegul nostru, Luca, bănuiesc că a dimensionat o valoare a plantelor într-un sistem de agricultură superintensivă, în care numărul de plante pe hectar este cu mult mai mare decât în cazul nostru. Hai să luăm cazul concret ca să-l despicăm în patru. Eu vorbesc de o cultură de afin pe o schemă de plantare de 4 metri între rânduri și 2,5 metri între plante pe rând. Asta înseamnă 1000 de plante la hectar. 1000 de plante la hectar înmulțite cu 2,5-3 euro, cât puteți cumpăra astăzi puiet din România, face 2500-3000 de euro. În același timp, colegul Luca are dreptate, în condițiile în care dânsul vorbește de o plantație în care se merge cu 3000-3500 de plante la hectar, dacă le înmulțiți cu 3 euro, face 10.000, face 10.000 de euro. De ce se merge pe sisteme diferite? În cazul dânsului vorbea probabil de un exemplu, de un sistem super intensiv care a nebunit astăzi oamenii, care n-au bază agronomică și fac gafe majore. Ca să faci un sistem super intensiv, cu 3000 de plante la hectar la afin, adică plante care se plantează la 0,5 metri, adică la un jumătate de metru plantă de plantă, la 4 metri între rânduri. Ce înseamnă asta? Înseamnă un sistem în care nivelul de atac de boli și de vânători este unul foarte ridicat. 2. Vorbim de plante de anumite soiuri care pot fi conduse în acest sistem de cultură foarte apropiată plantă de plantă, care se vor îmbolnăvi. Foarte sensibile la boli și de vânători. Mai productive, evident, decât în cazul nostru, în agricultura ecologică. Și atunci, vin cu un sistem de cultură în care plantele sunt foarte multe pe hectar, 3.000-3.500 de plante la hectar, cu soiuri productive care se vor îmbolnăvi, cu soiuri care au nevoie obligatoriu de un sistem de irigare cu siguranță, pentru că la atâta mari de plante, consumul de apă este foarte ridicat, consumul de substanțe fertilizante este unul foarte ridicat. Ce mai vorbim de o altă filozofie de a face afaceri? Concluzie, ambele afirmații sunt corecte. Noi aici dimensionăm doar afaceri în agricultură ecologică, dar în același timp, unii pot să dimensioneze afaceri în sistem de agricultură superindustrializată. Ori noi vorbim în general de un produs de calitate. Ne interesează calitatea înainte. Gândiți-vă de că au ajuns, de exemplu, într-o cultură super intensivă la măr, să planteze mărul la 35 de centimetri, atenție, 35 de centimetri, adică atât de mult? Distanța la care se plantează tomatele la noi în seră. Bun, unii care fac o astfel de abordare și-o asumă pe riscul lor, de regulă nu sunt pregătiți să-și asume toate riscurile de rigoare. Investiția necesară pentru irigație, pentru fertirigare, adică alte investiții, la astfel de investiții de 10.000 de euro pe hectar la plante, gândiți-vă că fără plasa antigrindină, sigur, ca să puteți rezolva și alte necazuri de cumva, fără sistem de asigurare a livezii, adică riști foarte mult. Ori noi aici vorbim de o chestiune în care mare parte dintre orășenii din România și nu numai tinerii de la țară să poată să o facă cu sume corecte. Și cu bună voință a bunului Dumnezeu, care zice cu cel de sus, să-ți meargă bine. Absolut sigur. Domnul Valentin din Vrancea, bună seara! Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim, sigur. Am și o rugăminte, o întrebare, de fapt, pentru... Vă rugăm. ...domnul invitat de la dumneavoastră. Aș dori să întreb dacă o plantație de armurariu intră pentru fonduri europene
se poate înființa cu fonduri europene. Câți ani aveți, domnul Valentin? 31. 31 de ani. Trăiți la oraș, trăiți la țară? Am teren la țară, la oraș. La oraș trăiți. Da. Da, zicea domn profesor, trebuie să-i schimbăm, să facem un logo nou. Televiziunea Agro TV, televiziunea orășenilor. Orășenilor, da. Pasionaților de agricultură de la oraș. Ne reprofilăm, ce să facem. Da, foarte bine, să știți. Eu cred că o să... Cum să spun eu, dacă e una din mizele noastre, am mai spus-o și săptămâna trecută, și revenirea omului de la oraș la țară, acolo unde îl ține Dumnezeu în brațe pe om până la urmă, că acolo a fost mediul natural, da, cel mai natural, exact, nu citadinul, și a celor care lucrează afară. Foarte mulți, pentru că foarte mulți dintre ei, o să facem o discuție, domnule profesor, într-o seară mai largă, pe tema ceea ce fac oamenii ăștia care muncesc în afara României. Și neavând, așa cum sugera și domnul Cristian Florin Adineauri, neavând idei multe oamenii, vin acasă cu bănuții pe care îi obțin acolo și își fac o casă. Ce fac după ce își fac o casă? Pleacă înapoi în Italia și în Spania și își trăiesc viața acolo, casa lor îmbătrânind singură, pustie, goală, adesea în Maramureș, în Vrancea sau oriunde în România. În loc să vină acasă cu ea 20, 30, 40, 50 de mii de euro, să-și pună pe picioare o pârghie, o sursă de generatoare de venituri. Încât viața lui să se întâmple de aici încolo, să înțeleagă că a fost un provizorat șederea lui în străinătate, ca să ia un pic de cheac de acolo, ca să vină să-și facă viața mai zdravănă, mai fericită acasă. Mai plastic vorbind, de fapt această emisiune este un strigăt disperat pentru orășeni și pentru românii plecați în Spania, Italia, să se întoarcă acasă la țară. Domnul Valentin, dacă vreți să mai adăugați ceva, vă rog, foarte scurt. Nu, doar atât, dacă se poate înființa cu fonduri europene o plantație de armurare. Bun, haideți să vedem dacă știe domnul profesor să ne răspundă la asta. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. O seară bună, Doamne ajută. Doamne ajută. Deci, în primul rând, la 43 de ani, măsura de tineri fermier o pierzi, deci mai ai... Nu are 43, are 30 și ceva de ani. A fost înainte. A fost înainte, eram dator cu un răspuns înainte. La 43 de ani, pentru colegul care a sunat înainte, nu poți avea acces la tineri fermier pe măsura de tineri fermier. Ca atare, vei avea acces la măsura de ferme mici, se cheamă, n-am avut-o până acum, 15.000 de euro, indiferent de vârstă. Probabil că vor fi condițiile de UD-uri de la măsura 141 actuală, adică condiții de acces ușoare. Pentru domnul din Vaslui care a sunat acum, vorbim de pe grila actuală, da? De la măsura 112 sau la măsura de ferme mici, de ferme de legume, plante condimentare. Nu avem limită care specie să o putem pune astăzi pe măsura 112, de exemplu, dacă avem voie sau nu să punem o plantă ca și armurariul. Nu avem limită vis-a-vis de specii. Vorbim de plante legumicole, plante condimentare, cum este cazul armurariului, în care, evident, putem să luăm în calcul și această cultură. Deci nu avem limită. Acolo avem pentru plante legumicole, avem o grilă care ne dimensionează din punct de vedere al suprafeței cât de mare trebuie să fie ferma noastră. Da, bun, și aia o aflat și pe site-ul APDRP-ului, dacă intrați acolo, este un mecanism de... Pe cea de finanțare. Pe cea de finanțare la măsura 112 găsește exact grila. Și este un mecanism grila de autoevaluare, intri în el, spui... Și scrii direct. Un hectar de... Pământ, ce? Vreau să fac... Da. Și o să vă dați seama câte UD-uri puteți face, cât sunteți de calificat și vă dă inclusiv suma pe care... Da, ultima pagină din cererea de finanțare pe 112 acces. Este un formular automat în care scrie suprafețele și vă dă direct UD-urile respective. Domn profesor, mulțumesc mult pentru bunăvoința de a fi în această seară iarăși împreună cu telespectatorii noștri. Mulțumesc foarte mult celor care se uită la noi, celor care îndrăznesc mai mult după ce se uită la noi o dată, de două ori, de trei ori. Face sens până la urmă ceea ce se întâmplă aici în acest studio și asta ne face să fim foarte încrezători. Și să ne recăpătăm speranța, pentru că emisiunea asta, cel puțin pentru mine, este o emisiune care redă speranța că România se poate reconstrui cu orășeni, cu români plecați în afară și cu, evident, cu cei de la țară. Nu știu. Domnul profesor, o televiziune școală chiar lipsea în România. Adică o televiziune de la care chiar să înveți lucruri, așa cum înveți la o catedră. Și să vedem, și poate ar trebui să integrăm în această emisiune ce ne-a studiat cineva astăzi, și anume să integrăm și exemple reușite. Aici să invităm sigur în emisiune, da, cu da, noi. Adică să fie chiar școală. Să avem corect agricultorul, profesorul, să avem moderatorul și să facem școală adevărată așa de agricultură. Așa vor și face. Așa vor și face. Mulțumesc mult, mulțumesc tuturor de acasă. Săptămâna viitoare mergem la școală, așa cum merg toți elevii, toți studenții, începând de luni, da? Mergem luni la școală pentru că, repede, o profesor marțea viitoare are agenda foarte încărcată. Săptămâna viitoare discutăm despre
Trandafiri de la Moldova. Trandafiri de la Moldova, dar noi încercăm să-i răspândim în toată țara. Cam atât. Cele bune, Doamne ajută până mâine.